celebrul inventator Nikola Tesla a experimentat a patra dimensiune. În timp ce lucra la transformatorul său în 1895, Tesla a descoperit cum câmpurile magnetice rotative cu încărcătură mare pot modifica timpul și spațiul. Parte din această descoperire a provenit din experimentele lui Tesla cu frecvențele radio și transferul de energie electrică prin atmosferă. An mai târziu, descoperirile de bază ale lui Tesla aveau să conducă la celebrul experiment Philadelphia și la programele de călătorie în timp Montauk. Dar cu mult timp înainte ca aceste operațiuni militare ultrasecrete să devină publice, Tesla a făcut câteva descoperiri remarcabile despre natura timpului și despre perspectivele reale ale călătoriei în timp. Nikola Tesla a descoperit că timpul și spațiul pot fi rupte sau îndoite, creând o ușă care poate duce spre alte timpuri, în experimentele sale cu câmpuri electrice și magnetice de înaltă tensiune. Cu toate acestea, Tesla a înțeles adevăratele riscuri ale călătoriei în timp, prin experiența directă a acestei revelații majore. În martie 1895, Tesla a avut prima sa întâlnire cu călătoria în timp. Pe 13 martie, un reporter la New York Herald l-a găsit pe inventator într-un mic bistro, părând speriat după ce fusese electrocutat de 3,5 milioane de volți. Nu cred că mă veți găsi un interlocutor plăcut în seara asta. Adevărul e că aproape am murit astăzi. Cântei a sărit la un metru în aer și m-a prins aici pe umărul drept. Dacă asistentul meu nu ar fi oprit instantaneu curentul, ar fi putut fi sfârșitul meu, ar fi spus celebrul inventator. Când Tesla a intrat în contact cu rezonanța încărcăturii electromagnetice, s-a aflat în afara ferestrei sale de referință spațiotemporală. El a afirmat că a putut vedea trecutul, prezentul și viitorul deodată, dar a fost imobilizat de câmpul electromagnetic și nu s-a putut abține. Tesla a fost salvat înainte de a suferi un rău major de către asistentul său care a oprit curentul. An mai târziu, în timpul experimentului Philadelphia, a avut loc un incident similar. Din nefericire, marinarii implicați au fost ținuți în afara cadrului lor de referință spațiu-timp pe o perioadă de timp exagerată, ceea ce a avut consecințe devastatoare. Experimentele secrete de călătorie în timp ale lui Tesla au fost transmise altora care nu erau la fel de preocupați de omenire precum celebrul inventator. Nikola Tesla este creditat pentru dezvoltarea majorității tehnologiei actuale. Fără creativitatea lui Tesla nu am fi avut radio, televizor, curent alternativ, bobina Tesla, iluminatorul fluorescent, luminile de neon, gadgeturile controlate prin radio, robotica, razele X, radarul, microundele și sute de alte inovații remarcabile. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Tesla a investigat zborul la nivel mondial și probabil antigravitația. De fapt, cea mai recentă invenție a sa, emisă în 1928, a fost o mașină zburătoare care semăna atât cu un elicopter cât și cu un avion. Potrivit relatărilor, Tesla a dezvoltat schițe pentru un motor de navă spațială înainte de a muri. Relatarea lui Tesla, în care acesta susține că a trăit o clipă de atemporalitate, din ce era prins într-un câmp magnetic foarte puternic, se potrivește perfect cu teoria relativității a lui Einstein, care afirmă că cu cât spațiul este mult distorsionat, cu atât mai mult factorul timp tinde să se oprească, ceea ce înseamnă să vezi cele trei dimensiuni ale timpului, trecut, prezent și viitor, în același timp. Thank you.